Vă salut, dragii mei, și vă spun bine ați venit pe autovlogul meu. Sunt Cosmin Odorescu și în acest episod, așa cum am promis de foarte multe ori, vă voi vorbi despre diferența din punctul meu de vedere dintre suspensia independentă și suspensia solidă când vine vorba despre off-roading și overlanding. Înainte de a începe, vreau să vă spun că am fost pasionat de sportul ăsta încă din tinerețe și în Statele Unite l-am practicat la nivel de amator, să zic, în fiecare săptămână și un pic competițional. Aici am două off-roadere de calibru, după părerea mea, reprezentante ale diferitelor tehnologii. Avem aici pe Mr. T. Touareg, care este un reprezentant de seamă al suspensiei independente IFS și pe față și pe spate. Și aici l-avem pe Willy, pe Wrangler, care este un reprezentant de seamă al suspensiei solide sau axelor solide și pe față și pe spate. Nu pot fi acuzat de subiectivism pentru că ambele off-roadere îmi aparțin. Să începem! Începem cu prima categorie de avantaje-dezavantaje și anume confortul, pentru că după anumită vârstă, indiferent cât de mult iubim off-roading-ul, overlanding-ul, confortul este foarte important pentru ocupanții vehiculelor. Și în această categorie detașat câștigă Touareg-ul cu suspensia independentă. De ce? Pur și simplu pentru că felul cum este construită suspensia independentă, acele brațe în Y oferă un confort sporit, mai ales dacă vorbim de un off-roader care are perini sau perne de aer, așa cum este Touareg-ul. Deci confortul este total, chiar și în situații de off-road, când vorbim de macadam, când vorbim de drumuri care nu sunt foarte accidentate, ca să nu mai vorbim de asfalt. Confort și siguranță, mai ales la viteze mari. Bineînțeles, Touareg-ul este un adevărat autoturism când vine vorba despre deplasare pe asfalt, fără niciun fel de îndoială. Pe când în cazul unei suspensii solide, fie că vorbim de Jeep Wrangler, de Toyota, de Nissan și așa mai departe, confortul lasă de dorit, mai ales când vorbim de viteze mari pe asfalt. Se comportă ca o bărcuță, sincer. Pur și simplu, off-road-urile cu suspensie independentă sunt mult mai confortabile, indiferent de brand, fie că vorbim de Toyota, fie că vorbim de Touareg, fie că vorbim de orice alt tip de off-road-uri americane, Ford și așa mai departe, sunt mult mai confortabile și sigure dacă vine vorba de viteze ridicate, chiar și în regim de off-road ușor sau chiar mediu. Din nou, cum am spus, macadam, drum de țară accidentat, dar nu foarte accidentat și așa mai departe. Mai este încă o categorie în care s-ar putea, depinde de maestria șoferului și de felul cum este construit off-roaderul, să fie la fel de confortabile sau la fel de performante când vine vorba despre siguranța manevrelor, dacă vorbim de nisip nu foarte adânc sau zăpadă nu foarte mare. Din nou, s-ar putea ca suspensia independentă să fie superioară ca confort, virgulă, și ca siguranță suspensiei solide. Haideți să vorbim despre capabilități off-road și această categorie trebuie să discutăm despre mai multe subcategorii în funcție de terenul pe care ne deplasăm. Rock crawling, noroi, zăpadă, nisip, macadam și așa mai departe. Începem cu cel mai frecvent discutat mediu sau cel mai frecvent tip de teren în care lumea se gândește sau voi cei pasionați de off-road vă gândiți, mai ales dacă sunteți la început, și anume mud sau noroi, noroi și zăpadă și așa mai departe. Și fără îndoială în această subcategorie tronează vehicule sau off-roadere cu punți solide, după părerea mea. Motivul este foarte simplu. Gladul de flexare este mult mai amplu în cazul unui off-roader cu punte solidă, datorită felului cum este construită puntea solidă. Acum nu vorbim când trecem printre o băltoacă normală, dar chiar și pe un drum desfundat. Vorbim despre situațiile în care, într-adevăr, avem de-a face cu noroi serios, adânc, în care jumate din roți sunt îngropate. Datorită flexării, capacității de flexare mai mare a unui off-roader cu punți solide, acesta eu consider că este mai capabil în situații de mud, zăpadă, noroi, zăpadă. Ca să nu mai vorbim de siguranța cu care te poți avânta atunci când vine vorba să folosești inerția. Neavând burdufuri, folosind direct cruci cardanice, ai oarecum o siguranță mai mare că dacă lovești ceva ce este ascuns în acel noroi, o creangă, un bolovan, o piatră ascuțită, șansele să faci sau să cauzezi o distrugere vehiculului tău, suspensiei, sunt mult mai mici comparat cu situația în care, să zicem, plecăm cu Mr. T și dăm peste o situație în care avem noroi, nu vedem ce de desubt și lovim pietre ascuțite așa mai departe, sau orice mașină care are planetare și burdufe sau burdufuri. Și revin și la capacitatea de flexare a unei punți solide. Pentru că este o punte solidă, care de fapt este legată printr-un ax solid,
atunci când o roată este la un nivel foarte ridicat, cealaltă șansele sunt foarte mari să fie în permanent contact cu pământul, ceea ce înseamnă aderență. Pentru că unghiul fiind legate roțile între ele, înseamnă cu cât este roata dintr-o parte împinsă mai sus, cu atât presiunea este mai mare pe roata care atinge solul, ceea ce nu putem vorbi în cazul suspensiei independente. În general vorbesc, sunt situații extreme, dacă vorbim de un vehicul de tip Baja, care are acea cursă enormă chiar și în cazul suspensiei independente, dar vorbim despre chestia asta la următorul capitol sau sub capitol sau sub categorie. M-am încurcat în categorie și capitole. Dacă este să vorbim despre rock crawling sau cățărare pe stânci, pe stâncăriș, din nou trebuie să dau cezarul și al cezarului, adică suspensiei pe pun solide, să-i dau întâietate și câștig de cauză, tot datorită capacității foarte mari de flexare sau, să zic așa, de înclinare a punții solide, atât pe față cât și pe spate. Dacă facem rock crawling, avem nevoie de două lucruri. În primul rând, avem nevoie de o flexare cât mai mare, ca să putem efectiv să ne cățărăm peste bolovani, pietre și așa mai departe. Și în al doilea rând, avem nevoie ca mereu aderența roții care se sprijină în partea de jos, să zic, a flexării, să fie mare, care este cauzată exact de această arhitectură a punții solide. Roata de sus este sus, pentru că suntem pe un bolovan, și presiunea, de fapt, este oarecum similară, nu intrăm în detalii fizice, pe roata care este în jos, ceea ce, din nou, nu putem spune că se întâmplă la fel în cazul suspensiei independente, unde roata de jos ar putea să rămână pur și simplu în aer, să nu atingă solul chiar deloc. Dar acolo vorbim despre capacitățile de AVD ale off-road-ului nostru, și acolo, bineînțeles că Mr. T, Tuaregul și vehicule de categorie asta, dar Tuaregul în mod special, tronează. Bun, zăpadă nu foarte adâncă, nisip nu foarte adânc și noroi nu foarte adânc. De fapt, majoritatea situațiilor care le avem atunci când ne plasăm off-road și nu o facem la un nivel hard sau profesionist, sunt mediile în care, după părere personală, suspensia independentă pe față, pe spate, mai ales dacă avem și pe față și pe spate, cum este cazul lui Mr. T, adică Tuaregului, este imbatabilă. Datorită capacității de flexare, în modul cum lucrează, nu foarte amplu ca în cazul unei punți solide, dar suficient încât să ofere o aderență continuă cu suprafața, în același timp combinată cu un confort extraordinar care ne permite să mergem pe aceste suprafețe cu o viteză destul de mare, confortabilă și, bineînțeles, mereu având contact cu solul. Trebuie să menționez că există o discuție destul de amplă în lumea off-roading când vorbim despre nisip mediu sau adânc. Consider că dacă vorbim despre nisip adânc, adică de dune serioase de nisip, bineînțeles, din nou, puntea solidă este tronează. Dar dacă vorbim de un nisip de adâncime medie, cum sunt plajele în general frecventate și așa mai departe, suspensia independentă are capacitatea să pună toate cele patru roți pe teren, pe sol, și în același timp are capacitatea să se flexeze suficient încât să ofere acea aderență sporită. Bineînțeles, dacă mergem la viteze mari și facem acel balans, în momentul când mașina aterizează pe suspensie, pe roți și se flexează atât de mult, s-ar putea ca să solul să lovească de subtul mașinii și atunci să fie ridicată chiar destul de agresiv și să pierdem contact cu nisipul, cu solul, cu terenul. Dar asta vorbim dacă mergem în regim de Baja, da? Și bineînțeles, în acele cazuri se impune utilizarea unei suspensii independente, adecvate sau construite, proiectate pentru utilizarea în regim de Baja, în regim de nisip, în care amplitudinea mișcării suspensiei este extraordinar de mare. Cel mai concret exemplu este Fordul Ranger Raptor, foarte comun la noi, care permite acea cursă enormă a roților atât pe față cât și pe spate și astfel menține aderența permanentă cu solul. Fiabilitate și capacitate de survival, de supraviețuire. Dacă iau creanga asta, dragilor, și mă apropie aici de Willy și o bag pe aici pe la roți, dacă nu ating furtunul de frână, așa, pot să fac chestia asta toată ziua, da? Nu se va întâmpla absolut nimic pentru că lovesc pur și simplu metal. Nu pot să spun același lucru despre Mr. T, pentru că s-ar putea să-i înțep burduful să avem o problemă. Deci, când vine vorba despre fiabilitate, mai ales în situații de off-road extrem, punțile solide sunt mult mai fiabile pentru că avem, de fapt, metal pur. Avem acele cruci cardanice și pur și simplu sunt indestructibile, mai ales dacă vorbim de cele customizate făcute de companii de aftermarket, stil Dana, care fac celebrele punți pentru Jeep Wrangler. În cazul de față, bineînțeles, nu avem niciun fel de problemă.
În cazul off-roaderilor cu burtufuri, adică cu planetare, dacă vorbim de Ford Ranger, dacă vorbim de Touareguri, dacă vorbim de Toyota, dacă vorbim de Nissanuri care au planetare, bineînțeles, există acel risc de a efectiv distruge acel burduf, să intre acolo noroi, apă și așa mai departe și iată că avem o problemă serioasă, poate nu imediat, dar dacă nu reparăm defecțiunea respectivă, s-ar putea ca off-roaderul nostru să rămână oarecum șchiopuț dragul de el. Costurile de întreținere, bineînțeles, din nou, sunt mai mici în cazul punților solide. Sunt mai simple, au mai puține componente, nu au chestii care se rupă așa de des, mai ales dacă folosim cele aftermarket, cum spuneam. Deci ne costă mult mai puțin să menținem o punte solidă, fie că este față, fie că este spate. În schimb, costurile de întreținere a unei suspensii independente sunt mult mai mari, mai ales dacă vorbim despre o suspensie independentă complexă. Ford Ranger Raptor, Touareg și așa mai departe, dacă implică și perne de aer, vorbim de componente în plus ale sistemului de suspensie, care, bineînțeles, înseamnă costuri mai mari de menținere sau de întreținere. Scuze, acum depinde de brand, pentru că aud foarte des discuția, domne, mașinile pe perne de aer, ți-ai luat un Touareg, are perne de aer, ai, mamă, ce probleme o să ai. Depinde de foarte multe lucruri și factori. Dar voi discuta despre chestiile astea într-un viitor episod aici pe Autovlog. Însă acum continuăm discuția despre avantaje-dezavantaje suspensiei independente versus suspensiei pe punți solide. Customizarea sau modificarea suspensiei solide este mult mai ușoară și mai ieftină și mai trainică decât modificarea unei suspensii independente. Chestia asta este un fapt, nu este nimic negociabil despre lucrul ăsta. Dacă vrem pur și simplu să înălțăm off-roaderul nostru, să-i punem anvelope mai mari sau pur și simplu să-l facem să arate mai off-roader, lucrurile astea pe care mulți dintre noi le facem din pasiune sau din necesitate uneori, sunt mult mai ieftine, mai disponibile și mai ușor de instalat în cazul punților solide, fără niciun fel de discuție la capitolul ăsta. E una să vreau să înalț un inch, 2,5, 3, 4, 6, un Jeep Wrangler pe suspensie solidă sau un, hai să zicem, Nissan Patrol și asta e, alta este să înalț un Touareg, un Porsche Cayenne, un Ford Ranger sau orice alt off-roader care are suspensie independentă. Kitul este mult mai scump, necesită un serviciu specializat și cineva care se mai pricepe. Pe când un kit de punte solidă, dacă mă supăr așa foarte tare, îl pot instala în două zile sau poate chiar într-o zi, eu singur cu scule care le am pe aici pe acasă, mai dacă vorbim de Wrangler, care este o mașină extrem de simpluță, vorbim de modelul ăsta de YJ. Deci, în cazul în care vrem să modificăm suspensia off-roaderului nostru, recomand punți solide fără niciun fel de îndoială. Deci, dragii mei, cam acestea au fost principalele avantaje dezavantaje ale suspensiei independente a off-roaderului nostru comparat cu o suspensie pe punți solide. Bineînțeles, discuția poate fi mult mai elaborată și chiar vă invit pe canalul meu la discuții pe această temă, fără prea mult hate, cum am spus, nu pot fi acuzat de subiectivism, ambele mașini mi aparțin, le iubesc pe amândouă, mi-s dragi amândouă, deși Willy cred că va pleca în curând, va fi schimbat sau vândut pentru a achiziționa un nou Touareg, un Mr. T și voi vorbi și despre chestia asta, de ce fac lucrul ăsta. Ca și concluzie generală, dacă ne place off-roading-ul ușor sau hai spre mediu, dar mai degrabă facem overlanding, adică ne deplasăm în natură sau în zone în afara tronsoanei de asfalt ale țării sau pe unde mergem, pe distanțe lungi, suspensia independentă este recomandată pur și simplu datorită confortului și capabilităților pe care le are în marea parte a situațiilor. Dacă vrem să facem lucruri specializate sau extreme, gen rock crawling sau orice altă, știu, categorie de off-roading în care implică chestii super extreme, este mai avantajos să folosim un off-roader cu punți solide. Nu că nu putem adapta și un off-roader cu suspensie independentă pentru chestiile astea, însă, cum am zis, costurile sunt mai mari și, bineînțeles, trebuie să mai știm ce facem, pentru că altfel s-ar putea să ne coste prea mulți bani apelând mereu la mecanici care știu să facă lucrurile astea, care știu să le mențină, să le întrețină și așa mai departe. Deci, dragii mei, pentru cea mai mare parte a aplicațiilor recomand suspensia independentă, mai ales dacă avem un off-roader serios și capabil așa cum este Touareg-ul. Și voi vorbi un pic despre chestia asta, pentru că efectiv eu am schimbat Hammer-ul meu H3. A plecat la Dr. Touareg. Voi știți, cei care urmăriți aceste grupuri și pagini de fani ai Touaregului, și am luat, iată, un Touareg care, din foarte multe puncte de vedere, este, zic eu, off-roaderul suprem și îmi asum ceea ce spun și voi vorbi în detaliu și voi argumenta de ce spun lucrurile astea
în viitorul meu episod aici pe Autovlog, pe Clisura Dunării TV. Sunt Cosmin Andreescu, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Crește canalul, crește impactul, cresc vizualizările, datorită vouă. Vă pup, dragilor! Ciao!